Ultimatumul de 24 de ore dat de fermieri autorităților s-a încheiat fără niciun rezultat, după ce au așteptat ore în șir în fața Parlamentului, niciun reprezentant al coaliției informale de guvernare nu a ieșit în fața agricultorilor și nici nu a răspuns la telefon. Dezamăgiți, aceștia au declarat că marți vor relua protestele. Agricultorii s-au adunat pentru a treia zi consecutiv în fața Parlamentului și au așteptat deputații PSRM și ai Platforme pentru Moldova să vină cu un răspuns la revendicările lor. Joi, agricultorii au cerut ca statul să le ofere cât mai rapid despăgubiri de 3.000 de lei la hectar pentru culturile de porumb și floarea soarelui. După ce a expirat ultimatumul, protestatarii s-au dispersat, dar au promis că vor reveni marți. Noi suntem duși de nas. Noi primim promisiuni goale. Începând cu ziua de marți, noi agricultori o să facem acțiuni mult mai dure. Începând la ceea că o să blocăm Parlamentul, o să blocăm guvernul, o să blocăm vamele, aeroportul. O să mergem mai departe decât pragurile Parlamentului. Vă îndemnăm toți, cum am spus și ieri, fiecare încă câte 10 și marți în piață să fim de 10 ori, de 100 de ori mai mulți. Agricultorii spun că au ajuns la limita disperării din cauza pierderilor foarte mari suportate de pe urma secetei din acest an. Potrivit lor, în primăvară nu vor avea bani pentru a-și prelucra pământurile. Până n-a să iei careva măsuri radicale, cred că n-a să șebă schimbări, fiindcă ei de-am ajuns la așa o situație că au mers peste tot și au împărțit bani între dâns și ei și-au clarificat toate întrebările, toate agenda care o aveau de făcut, ei și-au făcut-o. Noi ne-a rămas numai să luăm ceva, niște măsuri mai radicale. Asta e guvernare, că dau focul la mașină, că spare lumea, că lumea să nu mai vin cu așa. Cu mare regret, dar noi n-a să dăm nici un pas în urmă, din contra mai tare ne adertează. Ce înseamnă asta să-i dai focul la mașină? Înseamnă că dar noi trebuie să trăim în casă, da? Fermierilor li s-au alăturat și cei de la Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto. În semn de solidaritate, în jur de 40 de microbuze au trecut în coloană prin fața Parlamentului. A fost doar un marș de salutare. Noi nu suntem aici, noi nu revendicăm, avem revendicările proprii, deși prin adresările noastre separate și Guvernului și Parlamentului, noi am avut revendicările noastre referitor la politica bugetară fiscală pentru anul următor. Așa cum le-au răspuns lor, fermierilor, cam așa ne-au răspuns și nouă. Ei continuă să ne spună că toate problemele noastre sunt rezolvate. Și reprezentanții Horeca s-au alăturat manifestației de protest. Ei spun că, de asemenea, au suferit pierderi financiare din cauza pandemiei, iar statul nu le oferă niciun ajutor. Tot ce face statul pentru noi, chiar nu face nimic. Nimic. Și cu restricțiile este, noi nu suntem scutiți de nimic, noi nu suntem ajutați ca în alte țări, noi suntem, cred că, pe ultimul loc în Europa. Așa o părere că din nou uitați și faceți și vreți și cum vreți. Noi nu să o lăsăm nici că nu avem un cutrodeamă. Că chiriile la noi le iem ajutată tot statul. Statul nu mă vrea să aibă impozite. Joi, fermierii le-au dat un ultimatum de 24 de ore autorităților. După ce au obținut menținerea cotei TVA de 8%, ei cer ca statul să le ofere cât mai rapid despăgubiri de 3.000 de lei la hectar pentru culturile de porumb și floarea soarelui. Protestul fermierilor va continua marți.